Conform majorării impuse de ANRE printr-o decizie din 24 decembrie 2009, prețul gigacaloriei ar urma să crească de la 360,4 lei la 384,7 lei. Din prețul final actual al gigacaloriei, 168 de lei reprezintă costurile de producție, 64,65 lei subvenția pentru combustibil și 117 lei contribuția primăriei. Pentru ca populația să nu resimtă majorarea impusă, primăria ar trebui să contribuie cu o subvenție mai mare, care să ajungă la 141 de lei pentru fiecare gigacalorie, lucru practic imposibil în condițiile în care și așa primăria se achită greu de datoriile față de termica. Vreau să merg împreună cu domnul director general Plăcintă la ANRE. Eu am avut o discuție de principiu cu domnul director Plăcintă. El îmi spune că calculul se face global pe energia termică și pe energia electrică la un loc. Deși mie nu se pare corect. Sunt două produse, energie termică, energie electrică. Din punctul meu de vedere, costurile la energia termică trebuia să fie mai mici, având în vedere faptul că s-a redus costul la combustibil, având în vedere faptul că din ceea ce ne raportează termica s-au redus pierderile. Primarul Lungu îi asigură pe suceveni că nu vor resimți scumpirea agentului termic. Pentru a scăpa de colaps financiar, primăria va trebui să găsească o soluție în Consiliul Local. Una ar fi trecerea pe pierderi la societatea termică a diferenței valorii pe care primăria nu o poate achita. Veni cu o propunere ca Consiliul Local să poarte 10% din această subvenție, iar restul să fie contabilizată pe pierderi la termica și, sigur, acolo mai sunt proceduri la societăți comerciale cum se poate acoperi această pierdere. Deci, efectiv, primăria nu mai poate suporta această diferență, chiar dacă este teoretică. Ea influențează bilanțul, balanța contabilă, gradul de solvabilitate, de lichiditate, pune în pericol investițiile viitoare din municipiul Suceava. O altă lovitură din partea ANRE o reprezintă micșorarea cotei de energie electrică produsă de centrala termică de la 190.176 de megawatt-oră la 128.582 de megawatt-oră. Termica Suceava produce curent electric odată cu agentul termic și îl vinde în sistemul național. Și prețul de livrare a fost scăzut cu aproximativ 4 lei pentru fiecare megawatt. Primarul Lungu este de părere că ne confruntăm cu o situație anormală în contextul în care pierderile de agent termic s-au redus odată cu modernizarea care s-a făcut în oraș și nu era normal să fie majorat prețul de producție.